an de la puterea dragostei a devenit mai acid ca niciodată în momentul în care întrevulița lui Virgulă Bianca și fosta concurentă din emisiune, Timina, au apărut tot felul de discuții. Așa că, pe blogul său, Livian de la puterea dragostei a decis să o facă praf, din câteva cuvinte pe fosta iubită a lui Jador și viitoare mamă alături de Alexa Noagă. Am încercat să nu mă bag, dar când situația devine penibilă, iar tu ești într-o situație extrem de penibilă, dar arăți cu degetul pe cineva care, în momentul de-a față, este picătură din izvorul fericirii mele. Cum poți tu ca femeie să faci așa ceva? Virgulă a început să spună Livian de la puterea dragostei, care a explicat și de ce nu îi pronunță numele, pentru a nu îi da valoare. Evident, Livian de la puterea dragostei a avut grijă să dea toate detaliile necesare pentru ca Simina să fie identificată cum trebuie și, mai mult decât atât, a avut un atac devastator la moralitatea acesteia. Fosta iubită a lui Jador, doamna ce e din același oraș cu mine, a primit Bianca niște mesaje foarte urâte din partea ei. Cum poți tu să blamezi o fată, o fată care e curată, nu umblă cu doi bărbați, nu joacă la două capete? Cum poți tu să o blamezi când, auzi ce se vorbește, tu, având o relație, umbli cu alt băiat având în burtă copilul altuia? Pe mine situațiile astea mă deranjează, când tu ai o pată extrem de mare pe tine, dar vrei să te scuturi și să dai câțiva stropi și pe alte persoane, virgulă a mai spus Livian de la puterea dragostei. Bianca și Livian de la puterea dragostei stabilesc deja numele copilului, punct. Așa cum se întâmplă în orice cuplu care își dorește copii, inevitabil se ajunge la discuția despre nume, iar armonia dintre Bianca și Livian de la puterea dragostei se spulberă imediat. Aș fi nebună să accept ideile pe care le are Livian. Bine, eu încă sper că glumește cu numele pe care vrea să-l dea copilului nostru dacă va fi băiat. Adică, vrea să-l numească iFam. iFam Nelson Pop, ca să fie deja din generație în generație numele. Cu Nelson Pop nu am nicio problemă, ar fi culmea. Dar cum să îi spui copilului iFam, adică mafia, dar scris invers? Virgulă ne-a dezvăluit, râzând, Bianca de la puterea dragostei despre planurile cu Livian. Livian de la puterea dragostei 2. Tata testează reacțiile Biancăi. Livian de la puterea dragostei a făcut o serie de precizări incredibile, dovedind că o iubește la nebunie pe Bianca. Pe primul loc pentru mine este fericirea Biancăi, în sufletul și în ochii mei. Mie îmi aduce o enormă bucurie pentru că noi demonstrăm puterea dragostei. Toată lumea împotriva noastră, dar demonstrăm puterea dragostei. Arătăm că suntem ceea ce au văzut susținătorii noștri în noi. Nu ne dezamăgim pe noi, iar acest fapt îmi aduce o enormă bucurie. Într-adevăr, reacțiile tatălui meu sunt reacțiile lui. Le respect, îi respect gândirea, el o face într-un mod mai direct, mai sincer, probabil și urmărește ceva, probabil vrea să testeze reacțiile Biancăi, chiar dacă testele alea sunt brutale și am încredere că știe ce face și că știe ce e mai bine decât mine. El e tata și nu îmi vrea răul, îmi vrea binele. Dar o să trecem testele legate de familie, deci fiți toți alături de cel mai interesant cuplu din showbiz. Iar dacă toată planeta ar fi împotrivă, chestia asta ar fi doar combustibil care ne alimentează relația. Sunt fericit că am dat de ea.
virgulă, a spus Livian de la Puterea Dragostei. Nu o să fiu pus în situația să aleg între părinți și Bianca, pentru că lupul împacă și capra și varza, dar lumea se va lămuri că îi aie ceea ce trebuie și că este așa cum o văd eu, adică femeia perfectă, soție, mamă, prietenă, amantă, Bianca e tot. Tata mă iubește, eu îl iubesc, dar vreau să înțeleagă că dacă dau cu capul, vreau să dau cu capul eu. Virgulă, a mai explicat Livian de la Puterea Dragostei.